Bun găsit tuturor, plus pentru sănătate la Ardeal TV. Bun, e sezonul de vară, chiar dacă e căldură mai mult sau mai puțin, și continuăm să ne punem întrebarea, oare ce să mănânc? E foarte plină lumea de sine așa, apropo de le știm pe toate, am auzit că, am citit că, și există tot felul de mituri apropo de felul în care trebuie să mâncăm la urma urmei, da? Bun. Din miturile nutriției, subiectul de astăzi, invitata mea sau noi în cabinetul ei, Cezara Sabău, nutriționist, dietetician, săruna, mulțumesc că ne-ați acceptat și ne-ați primit în cabinet din nou. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur tare mult că ne revedem așa de bine. Bun, deci, mituri apropo de, practic, haideți să luăm așa, de ce suntem, mai ales în perioada verii, avem grijă de noi, adică suntem, avem mai puține haine în multe ocazii, da, și atunci corpul nostru este vizibil și de acolo cred că a apărut și, eu știu, tot felul, au apărut diferite metode de a arăta mai bine, adică, practic, asta e. Mai nou, chiar și bărbații, da? Sunt în aceeași. Suntem egali din acest punct de vedere, deși doamnele, domnișoarele au luptat pentru egalitate, dar uite că bărbații au lăsat de la ei și încearcă să fie. Bun, ok, de ce și până la urmă, unde vrem să ajungem? Încă de la începutul anului, toată lumea își începe perioada asta cu vreau să fac ceva mai bun pentru mine și să arăt mai bine, pentru că vin concediile, vine vacanța, vine vara, merg la mare. Bineînțeles că toată lumea vrea să se simtă bine în pielea lor, mai ales, și să le crească până la urmă stima de sine și asta e foarte important. Și atunci, targetul, țelul, chiar de la începutul anului, să arăt mai bine, să mă simt mai bine. Și atunci începe lumea să vină și să abordeze un nutriționist, cumva să-i ajutăm să ajungă la greutatea dorită și să se simtă bine în pielea lor. Întrebare. Acum un procent, dar e o aproximație așa normal, pentru că noi știm, le știm pe toate. Câți din cei care vin la noastră am citit, am văzut, am și apoi vă cer sfatul? Sincer, foarte multe lume. Bun. Pentru că internetul este o sursă liberă de informații și acum toată lumea poate să abordeze internetul în orice fel, toată lumea poate să posteze orice pe internet. Că e mai puțin sau e mai filtru, mult. Da, asta exact. E, noi prea căutăm filtrul, adică, exact. Da, nu știm, cei care, da, în domeniu, înainte era trei surse, să fii sigur, exact. Că nu știu ce, acum nimeni, dacă nici măcar, eu știu, nu trebuie să fie sigur cine ești tu, ai postat, poți să pui orice nume, poți exact. Să fie oricine, nu contează, atunci de unde au încredere? De ce au încredere? Nu știu de ce au încredere, pentru că sunt foarte multe surse. Surse care nu neapărat sunt vizate ori de Ministerul Sănătății, ori de Colegiul Dieteticienilor. Deci sunt foarte multe surse, pentru că lumea e liberă să posteze orice, oricând. Fie că sunt surse avizate sau nu. Și atunci, cum ziceați, informațiile nu trec neapărat printr-un filtru. Și lumea crede ce vrea și lumea alege singuri informațiile pe care vor să le creadă sau de care vor să se lege. Și atunci de aici pornesc tot felul de mituri. Ce e bine să mănânci, ce nu e bine. Trebuie să număr caloriile, nu trebuie. Bun, ok. Și acum să ajungem acel cuvânt magic, calorie. Bun, ok, calorii. Înțelegem la sportivi, acum vorbim despre ceilalți. Să mă rog, în perioada în care nu facem sport, ce înseamnă calorii? Ce este numărul acesta de calorii? Se leagă foarte mult de calorii, deci un cuvânt permanent prezent. Păi, caloria, pe scurt, e unitatea de măsură pe care o dă alimentul după ardere. Orice om are nevoie de un număr, nu neapărat fix, de calorii. Și în funcție și de activitatea pe care o are în timpul zilei. De exemplu, un om sedentar, un om care are un loc de muncă la birou, are un alt număr de calorii necesar pe zi, comparativ cu o persoană care este foarte activă sau care are cel puțin 5 antrenamente pe săptămână la sală, la sport. Și practic noi de caloriile astea ne legăm pentru că prin alimentația pe care noi și prin alimentele pe care noi le dăm clienților noștri, reușim cumva să facem, să le dăm din alimentație un aport de calorii prin care ei să-și poată aduna resursele necesare pentru organism ca acesta să poată să funcționeze cum trebuie, fără să apară stări de oboseală, dureri de cap, slăbiciune musculară.
Deci corpul trebuie să funcționeze optim ca noi să ne ducem la bun sfârșit activitățile din timpul zilei. Bun, și noi avem nevoie de același număr de calorii atât vara cât și iarna? Adică, mă rog, nu e un număr fix, e în funcție de fiecare cu ce ne ocupăm. Dar avem nevoie cam la fel, adică șmecheria asta a creierului, că știe el ce e mai bine și trebuie să ne adaptăm, practic, cerințelor lui, oricât de mult am spune că nu noi impunem, nu, impune altcineva din interiorul nostru, e nevoie de cam de același număr? Nu, depinde foarte mult de greutatea pe care o are persoana respectivă și activitatea pe care o are. Și cum ziceați, comparativ cu vara și iarna. Iarna, corpul trebuie să înmagazineze energie pentru a-și conserva un pic din căldură. Și atunci, automat, se mărește puțin numărul de calorii. Se mărește puțin, dar totuși ca greutatea corpului să rămână neschimbată, să fie pe menținere. Deci, cumva, totuși, o diferență de calorii este, dar nesemnificativă. Bun, și acum ajungem la pâine, paste, cartofi, tot felul de chestii. Adică, nu trebuie neapărat să fie o dietă de la un specialist. Ci, vorba aceea, am auzit că, dar știi că vecina, da, ai văzut pe că, da, intrăm în bârfele astea de zi cu zi, din care foarte multă lume se inspiră, practic, și cred, adică, eu știu, poate și vede niște rezultate, într-un fel sau altul, ne fiind sigur de ce anume a făcut persoana respectivă, ci vezi doar rezultatul la un moment dat și atunci, păi n-am mâncat pâine, wow! Da? Și atunci, ce e? Nu știu. Multă lume se sperie de pâine, de paste, de cartofi, de orez. Deci, majoritatea persoanelor, sau să nu zic majoritatea, o mare parte din persoane care vin pentru prima dată la cabinet, ne întreabă din start, păi am voie să mănânc pâine sau am voie să mănânc cartofi. Pentru că ei cred că sunt niște alimente monstru. Nu există alimente monstru, atâta timp cât sunt consumate regulat și nu se face abuz sau exces de un anumit aliment, niciun aliment nu îngrașă. Atâta timp cât combinațiile sunt ușoare pentru digestia noastră, pentru corpul nostru și nu este echilibru. Asta e foarte important, echilibru. Bun, dar am înțeles întrebarea. Nu pâine am voi, dar ce și închipuie oamenii că ar fi pâinea, de exemplu? Consum de pâine. Și eu mănânc puțină pâine, să zicem, sincer, eu, așa, nu e exemplu. Da? O feliuță pe zi, în fine, nu... Adică, e ok, dacă am chef două, dacă nu țin cont de... Într-adevăr, există oameni care consumă foarte multă pâine și oameni care se feresc ca de dracu, cu ghilimele exact. De rigoare, da, de pâine. De ce teama asta de pâine? Că ar fi ce? Păi, pâinea, împreună cu pastele, cartofii, orezul, sunt surse destul de mari de carbohidrați. Și de aici pornește un alt mit, carbohidrați îngrașă. Nu e așa. De aceea, de exemplu, în planurile noastre alimentare, atunci când facem un plan alimentar, punem pâine. Ori la micul dejun, ori la prânz. Acum, dacă este un plan alimentar, dimineața pâine, la gustare pâine, seara pâine, tot timpul pâine, normal că atunci este un factor care te pune să te gândești că de acolo au venit kilogramele în plus. Dar dacă este totuși cu echilibru, carbohidratul nu îngrașă. Este o sursă de energie, sursa principală de energie a corpului. De aceea nu-i bine să facem, să eliminăm alimente din planul nostru alimentar. Mai bine să le consumăm, dar să le consumăm într-un mod mai limitat sau cu combinații mult mai simple. Bun, ok. Deci dacă, de exemplu, consumăm, eu știu, un felul doi cu pâine, chiar dacă ar avea cartofi sau orez, să zicem, bun, eu nu, mi se pare că e prea mult, pâinea nu mai are loc pentru că nu mai intră și pâinea, dar, deci practic nu face rău, adică dacă vrei să simți gustul pâinii și o felie de pâine la urmă urmei, chiar în combinație cu, dacă nu e exces. Exact, dacă nu e exces, cantitatea contează foarte mult. Acum că e vorba de un prânz, cum ziceați, cu o garnitură, cartofi sau orez și o feliuță de pâine, nu-i nimic. Pentru că știu că mai de mult oamenii erau altcumva învățați să mănânce și resursele poate erau un pic mai diferite și atunci asta era metoda lor prin care se simțeau sătuli. Da, carne, sincer, da. Asta. Sincer, acum, pentru cei care își amintesc până într-un an numit, da, în sfârșitul lui 89, da, într-adevăr, mai ales în ultimii ani din perioada cealaltă, era și greu de procurat pâinea, dar era pâine și partea cealaltă erau cam cârligele.
în respectivele magazine. Acum, sincer, cei care își amintesc erau doar cârligele. Hai să fim serioși. Deci așa e. Și poate și na, generații întregi s-au adaptat la situația care era. Trebuia să mănânci ceva, nu? Da. Bun. Acum, pe lângă acestea, mai există fructele. Pentru că și la fructe, nu e bine să mănânci seara că nu știu ce, nu e bine să mănânci... Bine, acum fructul conține oricum zahăr, marea majoritate, sau poate toate. Eu nu știu, nu mă pricep, o să-mi spuneți dumneavoastră. Dar fructele au un impact atât de major? Cum spuneam și înainte, dacă totul e cu echilibru, nu are impact major. Într-adevăr, fructele, majoritatea fructelor, mai mult sau mai puțin, au o cantitate de glucoză. Glucoză care, pe partea fructelor, se numește fructoză. Practic, ăla e zahărul natural al fructelor de care corpul nostru are nevoie. Dar dacă m-am tot văzut pe internet că sunt tot felul de diete care de dimineața până seara, timp de 7 zile, fructe, 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 normal că atunci corpul are deficit pe celelalte părți, deficit de carbohidrați sau de grăsimi, normal că pentru o perioadă scurtă de timp slăbești. Dar apoi vine partea cealaltă, cum spuneți, fructele îngrașă. Dacă cantitatea e foarte mare, zahărul ăla natural, fructoza pe care fructele o conțin, dacă nu este activitate fizică cât de cât intensă, se depozitează. Și atunci, într-adevăr, dacă este o cantitate exagerată, poate să fie un semn de întrebare pentru greutatea noastră. Dar atâta timp cât este totul cu moderație, nu e nicio problemă. Măcar 2-3 fructe pe zi ar trebui fiecare să consumăm, pentru că sunt pline de minerale și de vitamine care sunt necesare corpului nostru. Da, uite, de exemplu, în ceea ce spuneați, apropo de dietă cu fructe, atunci, indiferent cât îți spune, dacă tu să consumi doar fructe, păi nu ajungi în... Da. Nu? Adică, clar că e exagerat. Și atunci, exact. Nu știu, bine, și atunci nu te întreb, mă, dar de ce? Deci, cum poate să facă bine? Eu asta nu înțeleg. Pentru că majoritatea persoanelor care au încercat rețeta asta, dieta aceasta minune de fructe, într-adevăr că în primele 2-3 zile merge greutatea jos. Poate merg 3 kg în 3 zile, 4 kg, depinde de organism. Da. Dar asta înseamnă că merge foarte multă apă și nu sunt kilograme date sănătos jos. Pentru că cu cât greutatea e dată mai repede, cu cât kilogramele merg mai repede într-un timp foarte scurt, merge jos și din masa musculară. Masa musculară care automat ne face să ne simțim mai slăbiți, mai obosiți și atunci poate de aceea merg așa bine în primele 2-3 zile dietele acestea minune de fructe. Într-adevăr, odată la 2 zile nu strică să mai creștem un pic cantitatea de fructe, mai ales acum pe căldură și cum am trecut și prin pandemie și sunt tot felul de răceli și viroze, vitaminele și mineralele ne țin un pic imunitatea, dar nu trebuie să facem abuz sau exces. Uite, acum apropo de abuz sau exces, nu mai e. Iarăși, alte vremuri, găsești absolut orice fruct la orice oră. Nu contează vara, iar nu se mai face diferența, vine de oriunde din lume, da? Înainte era doar strict ceea ce se producea iarna, sigur n-aveai fructe, că așa nu știai cum arată banana, ziceai că e castravete. Dar bun, asta erau vremuri. Acum găsești absolut tot ce vrei în orice sezon. Bun, dar totuși parcă există niște fructe care sunt bune. Dar parcă totuși sunt fructe parcă de consumat iarna și nu acum. Adică noi acum avem și ale noastre. Nu vreau să par patriot sau nu știu ce, nu vreau să cad în partea cealaltă, dar într-adevăr sunt fructe care le găsești, sunt foarte... Acum se coc la noi, da? Acum sunt bune. Nu știu, mi se pare ciudat să consum fructul pe care îl găsești oricum la iarnă, vei ajunge la el și nu va mai exista asta. Da, de aceea e foarte important să consumăm fructele de sezon, atât pentru noi persoanele adulte, cât și pentru copiii mici care sunt în plină dezvoltare. Fructele de sezon, chiar dacă știm că sunt de la noi, din țara noastră, sau poate că au un preț un pic mai mare, dar știm că e ceva calitativ și, cum ziceați, avem parte și de mere și de kiwi iarna și așa mai exact departe. Exact, și putem. Da, deci putem exact să facem diferența. Bun, da. De la fructe trecem la legume. Pentru că acum la legume am auzit tot felul de și inclusiv în cercul de prieteni, bun, ok, legume, gata, am rezolvat, am dat, sunt slim, sunt așa, sunt... Da, plac legumele, sigur, și eu nu le exclud de la masă, cât mai des prezente, dar
totuși rezolvă legumele problema? Nu. Legumele sunt o sursă la fel foarte importantă de vitamine și minerale, dar strict să avem o dietă de legume de luni până duminică nu ne ajută cumva să ne ținem corpul sănătos și automat apar tot felul de dezechilibre. Legumele într-adevăr se digeră mult mai repede, țin de foame, dar pe o perioadă destul de scurtă de timp. De aceea avem nevoie de diversitate, de carne, de proteină, de ouă, de brânză. Wow, de ce bine toate... sună, da, asta sună foarte bine, stați liniștiți. Da, de toate alimentele avem nevoie, pentru că avem nevoie de o alimentație diversificată, să cuprindem toți macronutrienții, adică inclusiv grăsime, grăsime naturală, grăsime sănătoasă, cum ar fi avocado, cum ar fi oul și de ce nu odată la ceva timp, cum povesteam și mai înainte, o felie de pâine cu untură. Cu untură, exact. Sigur că da, sau... străminuță, așa, din când, odată la când, ceva timp nu e moarte de om. Deci dacă e făcut așa cu echilibru, se mai pot face și pofte din acestea mai dure. Cum bun, și uite, acum dacă am ajuns la legume, nu vreau să contest veganul și tot ceea ce înseamnă, nu intru în amănunte, nu sunt specialist, nu trebuie. Totuși mă gândesc așa, sigur că te adaptezi, corpul se adaptează la absolut orice, inclusiv la doar legume sau, mă rog, doar vegan. Eu mă gândesc doar atât. Dacă totuși tu reușești să-ți pui acest deget și să-ți limitezi și, cum spuneați, poți să consumi absolut orice la urma urmei, dar cu limite, nu știu dacă e neapărat nevoie să trec în tabăra cealaltă doar legume, doar asta, ca să-mi impun toată viața ceva, când dacă nu faci exces, nu ai nevoie să ajungi la asta. Adică nu știu cum să spun, nu trebuie decât să te limitezi și poți să consumi tot ce vrei. Ori, dacă treci doar la ceva, deja te limitezi. Da, într-adevăr sunt tot felul de discuții, tot felul de idei și concepții legate de persoanele vegetariene și cele vegane. Poate că e simpla lor alegere sau poate că au probleme de sănătate și de aceea merg și pe partea aceea, dar într-adevăr, poate că la început, să zicem primii 3-4 ani, că e vorba de vegetarian, dar mai degrabă la vegani, cum se scoate de tot carnea, noi avem depozit de vitamina B12. B12 pe care o luăm din carne, din toate alimentele acestea de tip animal. Ouă, brânză, lactate, deci tot ce vine de la animale, B12-le, de acolo e. Veganii nu mănâncă altceva decât legume, fără nicio altă sursă animală. Noi avem depozit, timp de vreo 3-4 ani, acum depinde de persoană. Depozitul acesta suplinește perioada pe care persoanele respective au lipsit-o din alimentație, dar în anii următori vor trebui cumva să suplinească cu pastiluțe de B12. Și atunci, bine, acum nu ne băgăm în partea acestea, că știu că sunt unele persoane care vor să meargă. Și acesta e alegerea lor, sigur, da, pot să meargă. Dar dacă este totuși cu echilibru sau, uite, vegetarienii, au o alimentație și ei, cât de cât variată. Sunt persoane care mănâncă doar pește și atunci au și B12-le luat din carne de pește, din lactate, din ouă, din brânzeturi și atunci totuși au și ei o varietate mai mare. Deci, practic, e mai simplu să te limitezi având exact tot ceea ce îți dorești în fața ochilor decât să-ți impui doar ceva, indiferent ce înseamnă acel doar ceva. Așa. Bun. Și acum, dacă... Așa. Noi cel puțin acum așa spunem, pentru că unele produse pe care le aducem de afară, indiferent hrană, fructe, nu contează, sunt din, nu știu, sunt constant mai ieftine decât produsele românești. Acum e ceva, ca să mănânci sănătos, după, să spunem, acel normal, deci poți să alegi, pare mai scump. Adică un produs, vorba aceea, laptele de casă e mai scump decât laptele din comerț, să spunem. Da? Bun, ok. De acolo pornim discuția. E scump să mănânci sănătos? E o întrebare foarte bună. Aș putea să spun și da și nu. Nu aș putea să spun pentru că suntem liberi să alegem sursele de unde vrem să ne facem cumpărăturile și mai ales dacă avem norocul să avem o grădinuță micuță unde să avem noi legumele noastre sau mai avem un vecin care ne dă o sticlă de lapte proaspăt, atunci e bine. Dar într-adevăr sunt tot felul de producători care au marfă bună, marfă bio, care e la suprapreț.
și câteodată e mai scump, dar câteodată nu. Ceea ce vreau eu să subliniez este că majoritatea persoanelor, înainte să vină la nutriționist, cred că modul pe care noi îl promovăm, modul de alimentație, este unul scump. Dar nu e așa, pentru că noi, cel puțin aici la cabinetul nostru de nutriție, mergem strict pe alimentația sezonieră, cu alimentele de sezon, cu ce se găsește acasă, nimic sofisticat, nimic complicat de făcut sau nemai auzit. Deci încercăm să mergem pe alimentație sănătoasă și normală, cu ce am fost obișnuiți de când eram mici. Bun, e ok. Deci poate aparent să fie scump. Adică da, acum haideți să luăm așa, nu știu, glumesc, nu, prețul nu are nicio legătură. Wow, să cumpere un kilogram de cireșe e o aventură în ziua de astăzi, adică încep să numere așa cât costă un kilogram de cireșe, câte daci de pe vremuri aș fi putut să iau pentru un kilogram de cireșe și te blochezi puțin așa, adică, repet, e o glumă, da? Cam, din păcate, e cam real ceea ce spun eu, nu o iau sub formă de glumă, într-adevăr sunt foarte scumpe, atunci pare, mă, să mănânci sănătos e scump, da? Pentru că sunt lucruri, dar... Trec în extrema cealaltă. Mai simplu, vreau să slăbesc sau nu mănânc. Cum e? Pur și simplu nu mănânc. E, multă lume spune, domnule, astăzi n-am mâncat nimic. Bun, și am trecut, n-am amețit, n-am pățit încă nimic. Bun, e seară, ok, mâncăm. Nu știu dacă... Adică, până la urmă, e natural să mănânci, să alimentezi, să bei apă, să... Nu știu cum vine. Adică, nu știu cât de... Clar că nu e bine. Dar totuși, părerea apropo de partea aceasta. Nu este bine. Slăbesc dacă nu mănânc. Nu știu. Din contră, se încetinește foarte tare metabolismul. Pentru că noi, ca și persoane, ca și oameni, pentru a supraviețui, avem nevoie de alimentație. Și noi, dacă nu mâncăm o zi întreagă, o zi nu se întâmplă nimic. Trecem cu bine. Ziua următoare începe să încet așa să simțim senzația de foame. Poate dureri de cap, poate amețeli. Nu mai avem aceeași forță de muncă, putere de muncă. Și atunci ne punem un semn de întrebare. Trecem și ziua a doua, dar totuși ajungem pe la sfârșitul zilei a doua și ne ia foamea. Și ce facem? Recuperăm și mâncăm mai mult. Și atunci corpul, de frică să nu mai treacă printr-o perioadă în care nu primește deloc mâncare, reține tot. De aceea e foarte important să fie organizat. Acum că e vorba de două mese pe zi, trei mese, patru, cinci, nu contează. Ideea e să fie cât de cât organizat și să avem mâncare și să avem alimente sănătoase pe tot parcursul zilei. Pentru că pe măsură ce noi lipsim corpul de alimentație și de calorii până la urmă, dacă și despre asta a fost tot vorba, nu mai avem resurse de energie și atunci nu putem funcționa așa cum trebuie. Și problema cea mai mare este că se recuperează. Chiar dacă am reușit două zile să nu mâncăm nimic, a treia zi recuperăm. Și ce am recuperat, corpul vrea să rețină, de frică să nu mai treacă printr-o perioadă de viață. Exact cum spuneam, la un moment dat, creierul e atât de inteligent încât în momentul în care vede că lipsește ceva, când prinde, dă-i repede, exact. Repede, dă-i, că nu se știe când mai primesc. Și pune deoparte, e pusul ăsta deoparte, din păcate e un tăiș așa, două tăișuri sau cum, nu prea văd unde ajungi. Și mai există două elemente pe care vreau să le atingem. Odihna. Bine, acum sigur, și eu intru la categoria odihnă prea puțin, sau mă rog, în limita posibilităților fiecare, dar contează foarte mult la urma urmei. Și avem cuvântul acela stres, care înseamnă tot ceea ce se învârte în jurul nostru, e doar o... așa, deci strângem totul la un loc și pronunțăm cuvântul. Stres e tot. Ce facem la capitolul odihnă? Haideți să luăm odihnă. Să încercăm cumva, nu neapărat în fiecare zi, în limita posibilităților, să ne luăm pentru noi măcar jumătate de oră, o oră, o dată la două zile sau weekendurile. Să mergem să ne relaxăm, cumva corpul pe baza oboselii se încetinește iarăși metabolismul. Noi totuși funcționăm, suntem pe ritm alert, pentru că așa funcționează, am observat. Absolut, toată lumea. Exact, în ultima perioadă toată lumea e un pic mai stresată. Și atunci și suntem contra timp și vrem să facem cât mai multe într-un timp cât de scurt. Atunci avem nevoie de odihnă. Ar fi ideal cumva să ajungem la 8 ore pe noapte de somn, dar știu că sunt unele persoane care nu reușesc nici măcar 6. Nu, cam la 2 nopți, așa, merge, sau 2 din 3, haide să luăm așa la bun, e ok. Se reține foarte multă apă pe baza oboselii și atunci de la o zi la alta, dacă vă cântăriți consecutiv,
Greutatea poate să fie mai mult sau mai puțin cu un kilogram, chiar două. Asta pentru că e oboseală, e masă musculară care poate să varieze ba în plus, ba în sus, ba în jos, sau apa, care nu se elimină așa cum trebuie pentru că corpul este supra-solicitat și atunci nu mai funcționează în parametri normali. De aceea e bine măcar o dată la două zile sau weekendurile să le luăm pentru noi, să ne refacem energia și să putem funcționa așa cum trebuie. Bun, extrem de interesant, din păcate, uite, timpul afectat emisiunii s-a scurs. Mai aveam de vorbit și despre sport, nu vreau să punem deoparte acest subiect, dar la o altă întâlnire cu siguranță vom găsi portița unde să... Pentru că există și acel mit, dacă fac sport pot mânca orice, pentru că oricum elimin pentru că fac sport. Nu dăm răspunsul acum, oricum știm că e bine să faci și sport, să te și odihnești, dacă se poate. Acum omul va spune, domne, dar nu muncesc destul toată ziua, unde mai îmi trebuie mie să fac și sport? Munca e muncă, sportul e sport, e cu totul și cu totul altceva. Bun, o concluzie în câteva secunde apropo de aceste mituri din nutriție. Nu contează caloriile sau cel puțin... Nu trebuie să ne apucăm să le calculăm, pentru că știu că sunt tot felul de aplicații care ne ajută. Putem slăbi și fără să calculăm caloriile. Este foarte important să avem o alimentație echilibrată, să avem din toate câte puțin, să ne mai facem câte o poftă, pentru că și psihic și fizic ne satisface. Și odihna. Odihna care și un pic de sport sau mișcare, cum ziceați mai înainte, poate să meargă și pe metabolismul, să-l înaintăm puțin sau să ne relaxăm. Până la urmă, cum ziceați, cu două părți bune. Cu două părți bune. Bun. Mulțumesc mult de tot pentru amabilitate. Doamnelor, domnilor, Cezara Sabău, nutriționist dietetician și am discutat despre miturile nutriției. Sper că v-am fost de folos. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire, plus pentru sănătate la Ardeal TV, vă doresc sănătate și înțelepciune. Numai bine!